În Belgia, aproximativ 10.000 de persoane suferă de scleroză multiplă. Dacă am extrapola incidența bolii de 1 la 1.000 de persoane, în România ar rezulta că 19.000 de români au scleroză multiplă. Cât de vulnerabili sunt în fața COVID-19 și de ce ar trebui să se vaccineze, vine cu argumente profesor universitar dr. Veronica Popescu, medic neurolog specializat în scleroza multiplă, care lucrează la Centrul Universitar de Scleroză Multiplă Pelt Hasselt din Belgia. Aceasta spune că belgienii cu scleroză multiplă în mare parte s-au vaccinat împotriva COVID-19. Cât de bine sunt protejați pacienții cu scleroză multiplă foarte activă de vaccinurile existente împotriva COVID-19? Cu excepția unui grup restrâns de tratamente de linia a doua, care influențează răspunsul imun în asemenea măsură încât pacienții nu vor reacționa sau nu vor reacționa suficient la vaccin, pacienții cu scleroză multiplă activă sunt protejați la fel ca și populația generală de vaccinare. La ora actuală avem 5 categorii mari de medicamente incluse în linia a doua, deci medicamente cu eficiență mult mai mare, dar și cu efecte secundare ceva mai intense. Din aceste 5 categorii, numai 2 sunt demonstrate ca având un răspuns imun scăzut după vaccinările contra COVID, pe când celelalte 3 categorii de medicamente păstrează un răspuns imun foarte bun după vaccinuri comparabil cu răspunsul imun al persoanelor care nu sunt sub tratament. Ce soluții aveți pentru categoria de pacienți care urmează cele 2 tratamente care nu asigură, să spunem, în cazul cărora nu este asigurată acoperirea vaccinală așa cum ne-am dorit, protecția vaccinală? Ceea ce am recomandat a fost ca aceste persoane să își facă cât mai repede boosterul, deci doza a treia, și după ce și nu numai ca persoanele să-și facă doza a treia, dar și persoanele din jurul lor, deci membrii familiei, să fie toți vaccinați. Și, desigur, trebuie ca aceste persoane să se protejeze cât mai mult și să evite situațiile periculoase. Dacă am putea spune ca nivel de protecție, sigur că procentajele cele mai importante sunt la ora actuală la vaccinurile mRNA, urmate de Vaxzevria, vaccinul de la AstraZeneca, și la ora actuală, cu procentaje mai scăzute, este vaccinul de la Johnson & Johnson, care este de altfel și numai o doză. Aceste procentaje nu sunt altfel la persoanele cu scleroză. Desigur, cu excepția persoanelor care care au un răspuns imun ciuntit, să zic, de către cele 2 tipuri de tratamente, dar și acolo acest răspuns imun va fi inhibat la oricare dintre cele 4 vaccinuri existente. Ce trebuie să știe pacienții în cazul cărora tratamentele medicamentoase au acest efect de scădere al imunității și împiedică cumva răspunsul vaccinului de a produce anticorpi specifici? Este foarte important ca pacienții să știe că aceste tratamente împiedică producția de anticorpi. Este important ca medicul să discute acest lucru deschis cu pacienții vor afla oricum prin grupurile de pe Facebook, de exemplu, sau prin alte rețele de socializare, și este foarte important să se discute foarte deschis dacă este cazul și de ce nu este cazul să se schimbe tratamentul pentru scleroza multiplă. În momentul în care o persoană este foarte bine controlată ca scleroză multiplă de tratamentul pe care îl are, este o decizie foarte dificilă să oprești tratamentul și să schimbi la altceva, pentru că
de fiecare dată când începem cu un tratament nou, începem cu aceleași riscuri. Riscul fiind că poate nu va funcționa și, desigur, și cu efectele secundare. Deci este foarte important ca tratamentul să nu se, să nu fie oprit. Cele două categorii de tratamente, din cele două categorii de tratamente care împiedică sau care au un răspuns imun scăzut, unul dintre ele este un tratament care este oprit fără să se ia măsuri de precauție, poate după un interval de 6-8 săptămâni să declanșeze o, ceea ce numim rebound, o recădere a sclerozei multiple, un atac destul de intens, un puseu destul de intens de scleroză multiplă și asta este ceva care nu ne dorim niciunul dintre noi, nici medicul, nici pacient. Deci, în concluzie, tratamentul nu trebuie oprit decât după o discuție în detaliu cu medicul neurolog. Al doilea, vaccinarea trebuie făcută și pentru persoanele cu scleroză multiplă și pentru familie sau cei apropiați și trebuie ca persoanele cu scleroză multiplă care sunt sub tratamente de risc, numărul unu, să aibă grijă la contacte și să aibă grijă să evite situațiile nesigure. Ați avut pacienți cu scleroză multiplă vaccinați împotriva COVID-19 care nu au dezvoltat anticorpi? Cam câți au fost aceștia? Dintre pacienții noștri care sunt tratați cu cele două categorii de medicamente care blochează răspunsul imun după vaccinare, cam 90% din pacienți nu au dezvoltat un răspuns imun. 90? Foarte mult, da, într-adevăr. Răspunsul imun contra COVID este mult mai complex. Este un răspuns imun mai ales celular, bazat pe un tip de celule numite limfocite și este posibil, deci sunt studii în scleroză multiplă care au demonstrat că chiar la pacienți sub tratamente care inhibă producția de anticorpi, 90-95% dintre ei dezvoltă un răspuns imun celular contra COVID. Problema este că acestea sunt teste foarte, foarte speciale care nu se pot efectua în orice laborator și în majoritatea situațiilor pentru a demonstra acest răspuns imun celular trebuie să fi făcut deja parte dintr-un studiu în care să ai un profil limfocitar complet, ca să poată compara. Am înțeles, tocmai eu vreau să vă întreb ce spun studiile clinice referitor la vaccinurile anti-COVID-19 și scleroza multiplă, pentru că aud multe discuții printre pacienții cu scleroză multiplă care se întreabă cât de relevante sunt aceste studii, având în vedere că sunt făcute pe un număr destul de mic de pacienți. Cred că cu toții ne-am obișnuit cu niște numere de pacienți cu totul ieșite din comun. Ca să comparăm, într-o țară ca Belgia, discutăm de cam 10.000 de persoane cu scleroză multiplă. Dacă am extrapola și am considerat că și în România ar fi o incidență similară de 1 la 1000, ajungem cam la 19.000 de pacienți. E, în momentul în care numărul total de pacienți este 19.000, sigur că deja 200-300 este un număr foarte frumos. Să nu uităm că pentru persoanele care sunt incluse în studii este foarte greu. Este ceva care persoanele care vor să se înroleze într-un studiu depun eforturi foarte mari ca să se ducă tot timpul pentru tot felul de analize de sânge, pentru diverse RMN-uri, pentru diverse alte teste. Este ceva foarte complicat și nu toată lumea este dispusă sau are posibilitatea să nu se ducă la serviciu, de exemplu, de nu știu câte ori pe lună, ca să se poată duce pentru studii. Foarte mulți oameni și, din fericire, au această disponibilitate și și-au concediu ca să vină să participe la un studiu, dar nu este pentru toată lumea o posibilitate. Deci, dacă vorbim de 100 de persoane, asta este un număr foarte, foarte frumos.
Ce argumente au folosit specialiștii belgieni pentru a-i convinge pe pacienții cu SME să se vaccineze și ce i-ați sfătui pe românii cu SME vis-a-vis de vaccinarea împotriva COVID-19? Ce este foarte important de reținut este că noi sfătuim pacienții să se vaccineze nu numai contra COVID-19, dar și contra altor boli, inclusiv a gripei. Și aici avem două motive foarte, foarte importante. Numărul 1, în cazul gripei, de exemplu, este demonstrat că gripa poate duce la pusee de scleroză multiplă. În cazul COVID-19, datele nu sunt foarte clare. Deci este posibil anumite studii, probabil, într-adevăr, și din cauza numărului redus de persoane incluse, anumite studii arată în direcția de că COVID-19 ar putea crește numărul de pusee, numărul de agravări ale scleroză multiple, altele că nu ar fi așa. Mai așteptăm, o să adunăm mai multe date și o să știm mai multe, dar sigur că este un risc, este o boală virală gravă și din moment ce la gripă știm sigur că gripa provoacă pusee, este foarte posibil ca asta să se întâmple și în cazul COVID. Un al doilea motiv pentru a se vaccina este faptul că persoanele cu scleroză multiplă suferă mult mai mult în cazul unei afecțiuni virale. Ceea ce înseamnă că o persoană cu scleroză multiplă care face o gripă sau COVID va suferi mult mai mult și va fi mult mai afectată de această boală, pentru că pe de o parte va avea simptomele de COVID și pe de altă parte și simptomele de scleroză multiplă care se agravează.